Pontal desfințează pe un baron important al PSD, e un fel de rând politic. Video. Fostul premier Victor Ponta a dezvăluit, într-un interviu pentru tiri.ro, cum a decis să candideze pentru prima dată, de subliniere era liderul tinerilor social-democrați. Fostul lider PSD a povestit ce ideea i-a venit după ce Adrian Nestase s-a hotărât să renunce la candidatură. I-am spus, dacă nu candidați, mă lasați pe mine să candidez? Da. Dar me subliniere îi susțineci? Da. O să te susțin. A subliniere am ajuns să candidez cu 5 zile înainte. O mi-a chemat apoi Mircea Geoan, se vin presubliniere din executiv. S-a votat în seara, târziu, a povestit Victor Ponta. Ponta a lansat însă un atac dur sublinierei la adresa unui baron important al PSD, Marian Oprin Subliniereanu. Opri sublinierean este, nu vreau să se simt jignit, dar e genul de rând politic. Se trage a sublinierea, pe lângă oameni. Pe măsură ce se numram voturile, oamenii de la Geoan veneau spre mine. La un moment dat m-a în subliniere fecat cineva de hain, m-a luat în brațe. Opri subliniere an. Victore, am învins. Mi-a venit să vomit pentru ce subliniere piam ce nu a votat subliniere i nu i-a lezat nici pe cei din Vrancea să me voteze. Asta sunt genul de oameni subliniere e o problemă structural pe care nu am reu subliniere IT să o rezolv în cei 5 ani de la Dership. Nu am auzit în viața mea vorbe mai urâte despre Liviu Dragnea decât de la Opri subliniere an. Vorbesc de un tip de baron care de subliniere e în subliniere iur subliniere. Subliniere te subliniere F-ul, se dădea bine pe lângă el. Nu mai vreau baron de, subliniere tia la pro-România. Chiar dacă aduc voturi. Genul ăsta de politicieni au cariat de fapt. Subliniere X-ul, mi-au stricat multe din lucrurile pe care am vrut să le fac subliniere I creează subliniere I impresia asta pe lângă electorat. După campania electorală, după ce am pierdut, cea mai bună explicație e pe YouTube, un show al lui Nicuțu, în care explic de ce îl votează pe Iohannis. A spus ce ele din Vrancea sublinierei ce nu votează cu PSD pentru ce acolo e opri sublinierean, a spus Victor Ponta.